Și dacă vom continua așa, cu petreceri cu sute de oameni, cu puhoaie de turiști la munte, medicii spun că toată luna decembrie va fi grea. Numărul infectărilor nu va putea fi stabilit în astfel de condiții, iar spitalele vor fi pur și simplu sufocate. Asta în contextul în care și acum sistemul medical este dat peste cap. Este îngrijorător pentru că undeva acești oameni ajung să fie față în față sau unul lângă altul. Cele câteva sute mii de oameni care merg acum la munte, probabil că undeva într-o sală de mese, la restaurant, la recepție sau prin camere, pentru că este o modă acum să ne distrăm cu tot din adinsul și atunci nu putem decât dacă organizăm niște petreceri închiriind niște vile, apartamente sau chiar în camere de hotel, că nu ne-am văzut de mult unii cu alții. Sigur că lucrul ăsta se va vedea foarte clar în, să zicem, solicitarea celor care vor dori să se interneze de sărbători, pentru că este un lucru firesc că petrecem sărbătorile de iarnă unii în spital. Managerul spitalului Victor Babeș din capitală, Emilian Imbri, atrage atenția că saloanele de spital nu sunt atât de primitoare ca o cameră de hotel. La asta ar trebui să se gândească cei care vor acum să petreacă cu tot din adinsul. La spitalul Babeș avem probleme cu căldura și cu cât se răcește afară, probabil că va fi puțin mai răcoare, deci nu aș vrea să creadă lumea că nu sunt un bun hotelier și că nu anunț din timp că sunt oarece diferențe de confort între hoteluri și spital. Ca atare, ne așteptăm la un val de îmbolnăviri, îmbinăm un pic, că nu trebuie să ne smulgem părul din cap, dar îmbinăm un pic și tonul mai optimist. Sigur că ar mai fi de spus ceva. Aș face un apel și aș spune, țineți-vă un pic. Adică țineți-vă un pic în sensul că încercați să vă abțineți un pic, că doar acușa e ianuarie, vine vaccinul și putem să zburdăm și să ne ducem pe unde dorim.